În decursul zilei de astăzi, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean din Mehedinți au continuat activitățile de prevenire și verificare a modului de respectare a normelor legale în vigoare pe timpul stării de alertă în incinta Pieței Mircea. Să ne înțelegem prin sancțiuni, da? Ne înțelegem de vorbă bună. Purtați masca, da? Și dezinfectați-vă mâinile mai des. Purtați masca regulă, atât ca dumneavoastră, cât și comercianți, cât și cumpărători. Da, corect, corect. Mi se pare ceva corect. Am înțeles. Mulțumim. Polițiști, jandarmi au desfășurat activități de verificare privind respectarea măsurilor impuse în contextul stării de alertă, scopul principal fiind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. În cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități atât în mediul urban cât și în mediul rural, fiind verificate peste 800 de persoane și controlate peste 35 de societăți comerciale. Astfel, au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 10.000 de lei. În trafic au fost controlate peste 155 de mijloace de transport. Reamintim tuturor să poarte masca de protecție, să păstreze distanțarea fizică și să nu se expună la riscuri. Totodată, evenimentele de tip nunți, botezuri sau mese festive sunt total interzise. În cadrul acestor acțiuni au fost derulate activități de verificare atât în mediul urban cât și în mediul rural, acțiuni de verificare a măsurilor sanitare vizând combaterea răspândirii de coronavirus. Au fost verificate 800 de persoane și 30 de societăți comerciale. Au fost aplicate 41 de sancțiuni contravenționale pentru nerespectarea măsurilor de protecție în valoare de 10.000 de lei, iar în trafic au fost verificate peste 155 de mijloace de transport persoane. Continuăm desfășurarea misiunilor în sistem integrat în vederea verificării respectării măsurilor impuse de autorități în actualul context epidemiologic. În piața Mircea din municipiul Drobeta Turnu Severin a fost organizată și desfășurată o astfel de activitate. Scopul nostru nu este să aplicăm sancțiuni, ci de a conștientiza populația în vederea respectării măsurilor actuale. Recomandările noastre s-au referit la necesitatea purtării măștii de protecție, respectarea distanțării fizice, dar și respectarea regulilor sanitare. Sănătatea dumneavoastră este cea mai importantă. Recomandăm tuturor cetățenilor să respecte prevederile legale și facem precizare că evenimentele de tip nunți, botezuri sau mese festive sunt interzise.